Adrian Duicu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, are un hobby nobil, colecționează diplome. Dacă în anii 90 intra pe piața muncii ca vânzător la Peco, după două decenii a ajuns director la Petrom Mehedinți. Potrivit înscrisorilor din cartea de muncă, în februarie 1998, Adrian Duicu era angajat al societății Romcomplex SRL Topleț pe funcția de economist. A plecat din firmă la 15 octombrie 1999. În acești aproape 2 ani, Duicu nu avea studii superioare, condiții obligatorie pentru a ocupa o funcție de economist, ci doar studii liceale. Viitorul politician era însă absolvent al liceului economic. În cartea de muncă, la capitolul rezervat pregătirii profesionale, Duicu figurează ca absolvent în 2000 al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală. Numai că PSD-istul nu figurează însă și pe lista absolvenților din acel an. Totuși, în 2003 a absolvit Colegiul Național de Apărare, iar în 2006 Facultatea de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universității din Craiova. Tot în cartea de muncă figurează că în anul 2006 Adrian Duicu a absolvit cursurile Universității Naționale de Apărare Carol I. La atâtea diplome, reacția pe care o are orice persoană este aceea de surprindere. Atâta carte ne duce cu gândul la un adevărat geniu. Numai că Adrian Duicu a șocat audiența de foarte multe ori prin greșelile de exprimare care abundă în discursurile sale. Nu lipsesc cacofonii, dezacorduri și alte greșeli care demonstrează că învățătura s-a prins de Duicu la fel ca apa de gâscă. 7 primari de care nimeni nu avem nevoie, Și nu în ultimul rând la locuri de muncă care sunt, trebuie să plecăm de la zero, pentru că cetățenii ne va vota și ne va aplauda. În acest moment, Duicu și-a pus pe ușa biroului de la Consiliul Județean o plăcuță în care afișează cu mândrie titlul de doctor inginer. Asemenea, șefului său de partid, Victor Ponta, trezește suspiciuni cu privire la modul în care și-a obținut titlurile universitare. Cu atât mai mult cu cât doctoratul lui este în studii militare, nu ca inginer. Așadar, nu avea de ce să alăture titlul de doctor de cel de inginer. Asupra modului în care Duicu și-a obținut diplomele s-au sesizat mai multe persoane. De exemplu, la o știre legată de plagiatul lui Ponta postată pe site-ul România TV, un severinean îl dădea exemplu pe Vanghelie de Mehedinți, adică Adrian Duicu. Adrian Duicu, încă un xeroxist care în 2 ani și-a făcut rost de diplome și de la vânzător de gazolină a ajuns economist fără studii. Potrivit presei, firma unde Duicu s-a dat drept economist este Romcomplex SRL, care deținea 3 stații Peco pe Valea Cernei. Fostul vânzător de benzină la pompă din anii 90 a adunat o mulțime de diplome, de la veterinar la inginer și expert în apărare, titluri pe care le flutură cu orice ocazie. Adrian Duicu nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere cu privire la modul în care și-a finalizat studiile și cum și-a obținut titlul de doctor.